Adelin s-a născut prematur și, la vârsta de 2 ani, mama s-a înțeles că băiatul nu va putea merge, fiind diagnosticat cu parapareză spastică. Tratamentele sunt extrem de costisitoare, iar părinții sunt dispuși să facă orice pentru a-i da o șansă lui Adelin. De la asistentul social, mama a aflat, printre altele, cum poate face ședințe de kinetoterapie gratuite și atât de necesare. Să meargă, deși asta e singura dorință. Ne îmbolnăvim când îl vedem să mergem, să meargă, alți copii merg și mici, când, mai ales când ne aduc cu el la spital și văd cum sunt și cum a meu nu merge. Zic, oare de ce, Doamne, a meu nu merge? Sprijinul oferit de asistentul social este esențial pentru a ajuta familia să aibă un trai mai bun. Fă o donație acum pe unicef.ro. Ajută-i pe Adelin și pe alți copii ca el să se bucure de servicii de calitate pentru o viață mai bună.